Bună ziua, bună ziua, dragi. Bună ziua, bună ziua. Hai că începem din prima cu o chestie foarte interesantă. Zi, bă, de ce ești nervos? Nu pot să zic pe post. Zic eu de ce. Vine domnul Vasiliu cu Daniela Condurache avea aici prima știre. Stai puțin, că trebuie să zic o chestie. Postează anumite fotografii indecente. Am postat pe... o fotografie cu colega mea de teatru, tânăra și frumoasa și talentata Roxana Arcana, pe care o găsesc. Da, n-aveam nimic împotrivă dacă posta fotografia ei, dar era și el... și eu acolo. Asta e toată treaba. Eram și eu în poză. Deci strica echilibru acelei fotografii. Asta este avantajul de a fi actriță, mă. Uite, Ioana Cojucărescu, actriță de la teatru Dan Alexandrescu, a intrat la facultatea de teatru la București, la Cluj. La Cluj, da. Foarte bine. Roxana, de care v-am spus mai devreme și pe care după poza aia au adăugat-o pe Facebook o grămadă de oameni. Da, și ea, am înțeles că vrea să meargă mai departe, sper să meargă cel puțin pe teatru mai departe. Partea proastă este unde vrem să ajung, că trupa de teatru Dan Alexandrescu, care ieri a fost cu succes la festivalul de teatru la Birlic, și am făcut și acolo o figură, cam rămâne în pană de oameni, zic, asta aici vrem să ajung, da? Ce, angajați tineri? Măi, noi am vrea să angajăm, însă fonduri pentru teatru nu există. Știu. Măi, eu aș veni, dacă aș avea talent, aș veni. Și ne-ar trebui oameni care să fie, na, să o facă așa, de fan, că... A, bine, ok. Da, ok, asta e că e de fan, asta e. Deplasările le plătește teatru din... Sponsorizări, din chestia astea. Cumva, dar ideea că... Toată lumea întreba aceeași chestie, bun, dar cu cât plătiți? Noi am vrea să plătim actorii. Băi, mașiniștii, sunetiștii, oamenii care ne ajută la garderobă. E o chestie voluntară... Ne-ar trebui voluntari, într-adevăr, ar trebui voluntari. Păi, dar oricum pe voluntariat faceți. Noi, da. Noi, da. Cum a zis Radu Bătafu, nu vom încasa niciodată bani pe roman, niciodată. Chiar dacă de la spectatori. De la spectatori, niciodată. Okay, deci, că okay, s-ai noștri și oamenii vin cu drag să ne vadă și, nu știu, tu ai fost, am fost la Casa Armatei. Cred că am văzut anul trecut, anul ăsta, toate spectacolele care le-ați avut. Și ai văzut cu câte deschidere vin oamenii să ne vadă. Da, pline, sala plină de fiecare dată. Da. E, acum, pe roman, niciodată, și o promisiune pe care a făcut-o Radu Vătafu în urmă cu multă vreme și acum o reînnoiesc eu, niciodată pe roman nu se vor încasa bani. E ca Facebook, free. E free. Cine vrea să vină la teatru, să vină. Partea proastă este că ne încasând nu putem nici să plătim. Și atunci, cine vine ca actor, la un moment dat o să iasă banii, că nu o să dați lovitura pe... Spre deosebire de alte tipuri uite că culturale. Am ajuns, da. Ți-a plăcut introducerea? Da, la știrea cu Daniela Condurache și aruncata pe bani publici, dar a fost și Irina Login. Deci am în două concerte diferite? Au fost, în perioada asta se desfășoară zilele comunelor așa, diverse. Și Daniela Condurache în comuna Moldoveni, iar Irina Login la comuna Pildești și la comuna Cordun, pardon. Noi n-am prins-o decât pe Pildești, dar pe urmă pe 21 august a fost la Cordun și, dacă am înțeles, a făcut aceeași poveste. Cei de la colegii de breaslă de la TVM TLM, TV, TVM. TVM, nu? De la TVM, îmi cer scuze, sunt o grămadă de televiziuni în neamț și pe toate le amenință Arsene. Da? Așa? Să nu te ceva la una alta, că sunt... Și ei au pus un material la care am și comentat și s-au plâns de Irina Login, care a făcut în mare cam aceeași chestie. Dacă nu vă opriți din filmat, eu cobor de pe scenă. Da? Eu, ca actor, da? Nu pot să ies pe scena teatrului Dan Alexandrescu, pe scena casei Cercului Militar și dacă cineva îmi face poze să mă supăr ca măgarul pe sat și să cobor de pe scenă. N-au înțeles și au o vechime destul de mare în showbiz, nu? Da. N-au înțeles cocoanele astea că faptul că au fost făcute fotografii, că au fost făcute filmări, înregistrări și au circulat în afară de cele oficiale pe care au încasat bani, n-au înțeles că și aceste fotografii și amintiri ale oamenilor de la concertele lor au contribuit foarte mult la publicitatea creșterea imaginii lor. N-au înțeles că atunci când vin într-un spectacol, din punctul meu de vedere, și cred că nu mă înșel, și un avocat ar putea să-mi dea dreptate sau nu, să vină cu argumente, ai venit la un spectacol public, da,
pe teren public, da? Deci dacă îl faci un spectacol unde este cu bani și ai pus de la început, că nu se filmează... Băi, dacă te chem eu la mine acasă, vino frate și cântăm până dimineața, e altă poveste. Stabilește anumite reguli contractuale. Da, corect. Dar aici, ce faci? Cei care filmau cu telefonul aveau vreo opreliște? Irina Login a cerut în mod expres la Pildești tuturor să lase telefoanele jos. Ca la școală. Puneți caietele lângă Cocoană, bani. Retrage-te, du-te, mai ai fani, da? Citesc cumva din memorie ce au spus colegii de la TVM. Noi nu încercăm acum să îi știrbim din talent, că nu avem cum. Irina Login este o valoare, da, națională. Cântă de atâția ani, are public destul de... Da, deci nu încercăm să spunem că e o cântăreață proastă sau nu, dar are o atitudine de rahat, frate. Scuză-mă. Și nu mi-a plăcut deloc chestia cu dacă nu puneți jos telefoanele, bine, ok, i-a mers pe ideea, lăsați telefoanele jos ca să vă puteți distra, dar uite că eu nu sunt genul care să danseze pe muzică populară, de exemplu. Și atunci să fac și eu să am un memento. Da, care contribuie la creșterea imaginii ei, evident, pentru că este postat așa. Dar s-a vehiculat o sumă acolo. A fost neoficială discuția undeva, că deja fuseserăm obligați cumva să oprim camera, să oprim filmarea și undeva în spatele camerei, deci o chestie pe care nu o pot proba, dar o zic oricum, s-a vehiculat o sumă de 5.000 de euro. Dacă Irina Login, dacă apare undeva, apare pe 5.000 de euro și am vrut să-i spun organizatorului, măi, tataie, dar... N-a plătit-o primăria deja, adică doar n-a venit pe gratis aici. Da. A plătit-o primăria, adică... Uite, a fost și... Și Daniela Contura, ăsta, Copilul Minune. Unde a fost Copilul Minune? A fost miercuri la o nuntă aici în Roman. Da, nu l-am văzut. Probabil că trebuia să... Nu, nici eu nu l-am văzut pentru că... Era după o mașină. Nu, era după nuntaș acolo și nu l-am văzut. Am văzut numai o filmare scurtă pe net de la nuntă. Îți dai seama, și ăștia câștigă și au nevoie de imagine și, cum să spun, au să-i filmeze oamenii, mă. Exact. Pentru că, își dau seama că asta promovează fără să mai plătească ei pentru promovare. Da. Eu nu înțeleg ce facem aici. De unde până unde? Atitudinea asta de ostilitate? Nu știu. Deci, nu sunt fan muzică populară. O ascult, să zicem așa... cum să spun, de nevoie și, cum să spun, nu că îmi displace. Dar nu e genul meu. Corect. Da? Deci, totuși, ce nu înțeleg, uite, apare la noi, n-am mai văzut știrea, dar probabil că ați văzut-o pe internet și s-a comentat mult la știrea asta cu Daniela Condurache și la cea cu Irina Login, o fi din cauza contractelor prost sau păgubos făcute, că e posibil ca în contract să apară în clar, domnule, nu mă filmați, decât dacă îmi dați 5.000 de euro. E posibil și atunci e clar că e un contract păgubos pentru primărie. Cineva a gândit contractul ăla. Da, cineva l-a semnat. Nu poți să faci pe bani publici, chem publicul, plătești persoana respectivă, dar n-ai voie să uiți la el. Sunt niște sume, gândiți-vă, 5.000 de euro, câte pensii înseamnă pentru cetățenii unei comune. Pe care nu le plătește primarul. Nu le plătește primarul, dar ca și idee că îs bani, că oamenii de acolo au plătit un impozit, deci în mod indirect au plătit și prezența artiștilor la zilele comunei. Nu pot să, cum să spun, nu neapărat, nu gândesc, a fost o chestie Dor Octavian Dumitru. Deci el avea clar pe afișe, nu se permite accesul cu aparat de fotografie, de filmat, de înregistrat. Bun, pentru că la el sunt glumele lui proprii. Da, bun, și aici sunt cântecele proprii. Mai puțin. Și chiar vocea mai puțin proprie, că am văzut din buze cumva pe alături. A, făcea și playback? A, nesimțire. Dar, cum spun, era clar, era într-un spectacol în care plăteai. Da. Da? Deci intrai și știai că plătești să vezi spectacolul ăla și că nu ai voie să registrezi. Exact ca într-o sală de cinematograf, nu te duci să filmezi filmul ca să-l piratezi. Da, da, să-l dai mai departe. Cum era... se face oricum. Se mai face treaba asta. Oricum, e piratare, oricum. Da? Da, e piratare, bun, corect. Și la Dor Octavian Dumitru, ce? Crezi că nu se filma? Cu siguranță. Se filma. Apropo, e chestia asta. Dom'le, stabilim clar ce este plătit
ca business, așa, ce este plătit din bani publici, ce este pe spațiu public. Corect. Deci aici e o chestie în felul următor. Este pe un spațiu public. Spațiu public, să zicem privat, ca fi al primăriei, da? Băi, stabilește clar din start. Mă, dar cum ar fi, mă, noi să ne supărăm? Stai așa, presa a mers acolo. La invitație organizatorului. Exact. Exact. Asta vreau să spun. Pentru promovarea evenimentului, nu a artistului în sine. Exact. Puteam să iau un minut de Sofia, de Irina Login sau două ore. Puteam să iau un minut, că nu mă interesa. Da. Pentru eveniment am fost chemat, nu pentru Irina Login. Nu, mai avem. E chestia de... și, cum să spun, respectând dreptul de proprietate intelectuală, dreptul de asupra creației artistice. Deci, clar... Noi aici vorbim despre o atitudine față de ceea ce înseamnă bun simț față de oameni. Dar vorbim de o ramură a artei, de o ramură a muzicii, muzica populară, care este o ramură bănoasă. Este... Se câștigă mai bine decât, de exemplu, o trupă sănătoasă gen Cargo, de muzică rock. Da, da, da. Corect? Pentru că da. Cargo n-ai să te duci cu un milion să-i spui cântă-mă ceva de jale, că ăia îl ați dă cu dibla în cap. Da, îți dă cu chitara în cap. Cum să te duci la Bărar să-i spui, domnule, cântă și mie ceva, deci du-te, ia de aici, ia o chitară. Da? Ei, la Irina Login, da, te duci la o nuntă, la o serbare câmpenească, ei mi-ai bagi un ban în buzunar, să scot niște bani fantastici. Da, 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 nu o să da, spună da. Mie, indiferent dacă un cântăresc de muzică populară spune că nu e adevărat, e minte. Pe lângă banii care îi ia... Pe lângă banii de concert. Așa să zicem, pe contract... Deci nu e o meserie păguboasă. Da, e adevărat. Eu sunt sigur că n-au avut nicio problemă după 90 cu câștigurile materiale. Bun, și atunci ce facem? Uite, ajungem la fața cu... se vorbea să-i verifice ANAF-ul și pe oamenii ăștia. Să-i verifice. Că urmează la nuntă să fie invitații, nașii, mirii și inspectorii ANAF-ul. Da. Da? Lucru pentru care maneliștii s-au supărat și au zis că vor pleca din țară. Doamne ajută! Da, vă rog! Da. Hai să nu pierdem timpul cu chestii de astea care... Da, ideea este că dacă e să penalizăm, putem să penalizăm și chestiile aroganța asta, putem aerele astea de divă, se pot penaliza. Autoritățile public, locale să trebuie să le spună clar. Vă mulțumim, ați primit banii, nu vă mai vedem pe aici prin comună la invitația Corect. Noastră, sub nicio formă. Corect. Vreau să, aici e o curiozitate, dar înainte, până aici că vorbeam de niște bani, astăzi dimineața am văzut o știre care pe mine mă îngrijorează puțin, guvernul urmează să aprobe o hotărâre de urgență, o ordonanță de urgență, cum dracu se cheamă, prin care societățile distribuitoare de internet, da, care, cum se cheamă, care dau internet oamenilor și televiziune prin cablu, vor fi obligate societățile astea să scoată 1% din încasări pentru a susține regia de filme, regia cinematografică română. Un timbru de da. Producția de filme autohtone. Cred că a mai fost chestia asta în discuții, cred că a fost într-o vreme așa. E un impozit, știi, era un impozit la roman, nu știu dacă mai este, pentru sport, biserici. Deci se lua pe vremea lui Cărpușor. Era un impozit care se plătea firmele care aveau... Dacă legea permite treaba asta... Nu permite, obligă. Nu. Zic, dacă permite să apară o obligație de genul ăsta, da, asta e. Clar că... Dar se va vedea la mine în buzunar. Exact. Deci totul este în buzunarul plătitorului. Unde, cum am pus pe Facebook dimineață, bă, măcar la urțenia pământului, la cumințenia pământului, acolo aveam posibilitatea să aleg să donez sau să nu donez. Suntem departe și am știre aici. Suntem departe de a plăti cei 11 milioane de euro sau suntem să avea vreo 500.000 din donații publice. Cu taxa asta nouă de 1%, guvernul îți bagă mâna obligatorie în buzunar. Vrei, nu vrei, o vei plăti. Da, guvernul e cu mâna în buzunarul tău, deci nu mai bagă mâna în buzunar. Deci noi, deci, practic, ne susținem singuri cultura, măi, omule. Avem un minister care este inutil. Că de vreme ce fondurile vin de la populație... Ei caută surse de finanțare și ca să nu mai umble la mai mult la buget, că când se împarte bugetul, spune atâta la sută, du-te la cultură. Da, nu se împarte bugetul 18 miliarde și atunci, la politicieni și 200 de mii la minister. Și atunci zice, băi, hai să vedem cât a putea să mai strângem. Un leu deja înseamnă foarte, foarte mult. Da.
Dacă ar fi un leu de persoană din România, le-ar și cred că vor 16 milioane lunar. Că nu știu cât mai suntem în România, suntem 16-17 milioane. Nu știu, putea să... Ținând cont câți bani se adună. Eu știu că un film bun costă mult. Da, ca să-l faci. Să plătești, știi, deci nu lucrezi pe bază de voluntariat. Corect. Exceptând filmul ăsta cu românii buricul pământului pe care îl face nu știu ce dobitoc acum. Nu ești la curent cu din astea. Cu buricul pământului? Mare. Istoria unui neam sau ceva de genul ăsta se numește filmul, a fost prezentat cu pompă, cu surle și trâmbițe. E vorba de un tip pe care îl cheamă Ion, din neandertalean, pe care îl cheamă Ion și care aleargă printre munți cu un porc mistreț împăiat în spate. Și criticii, omul vrea să facă filmul ăsta și caută susținere financiară. Și criticii care au văzut trailerul s-au uitat la trailer și au spus la ce mă uit? Ce văd? Dacă omul scoate bani, înseamnă că e ok. Ar trebui luat și în echipa pentru strângerea banilor pentru cumințenia pământului. Da. 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 Na, omul e liber să facă. Poate din ceea ce din educația sa, din cultura sa, din... Mă, mie să nu finanțăm porcării, mă. Mă, finanțăm foarte multe porcării. Băi, că nu punem poziția copilului care a fost premiat la Cannes, dacă înțeleg bine. A luat ursul de aur, palma de bronz, talpa de argint, da? Nu punem selfie sau ce-mi vine acum în minte, corect? Eu când vreau să fie fluier, ce faci. Sunt filme românești bune, sunt filme românești nu neapărat bune, dar interesante. Uite o chestie. A murit un mare actor, Marin Moraru. Lumea spune, domnule, uite că mor mare artiști, nu știu ce. Na, e firesc. Da. Și cum să spun, am crescut cu ei și mi-au plăcut și, cum spuneam, le-am văzut filmele, dacă am ajuns la piese de teatru, am fost norocos să-i văd și pe scenă. Dar trebuie să fim conștienți că dacă tot spunem treaba asta, nu o să-i băgăm în seamă pe cei care sunt acum la Cresc și care au luat și niște premii. Premii pe care poate ar fi putut să le ia și generația de aur, numai că erau un... Da, noi ne ancorăm în chestia asta. Deci, cum să spun, au fost talentați, au făcut niște filme ok. Bine, la un moment dat, a văzut toamna Bobocilor, primăvara Bobocilor și Operațiunea Monstru și n-ai ce să-l vezi, că Marin Moraru la muncă. Exact, da? Așa exact. Așa noi vorbim, dar vorbim degeaba, că ăștia nu știu cine. Deci niște filme extraordinare, care din păcate n-au putut să treacă granița atunci să participe la festival, pentru că poate fi luat premii. Dar nu a avut oricum șansă la festivalul român, pentru că glumele românești sunt românești, nu, sunt intraductibile. Mă, cum să spun, dacă ar fi fost șansa să participe acolo, altfel s-ar fi lucrat la filmele respective. Deci au fost o generație, cum să spun, de sacrificiu, pentru că n-au avut ieșire. Dar și-au făcut treaba aici pe plan național foarte, foarte bine. Respectându-i pe ei, trebuie să dăm credit și să investim în cei noi. Da. Nu să spunem, aoleo, ce nu ești... Nu mai avem actori. Nu mai avem actori. Vin alții din spate. Vin alții, tot timpul vin alții. Trebuie să fim conștienți de treaba asta și să nu-i călcăm în picioare, să nu le punem pumnul în gură, să nu-i marginalizăm pe cei care sunt valoroși și care pot să crească și care au potențial și pot să dovedească și au dovedit prin niște premii. Da, da? Deci vreau să spun că și generația lui Marin Moraru, deci au fost actori foarte buni, au făcut niște filme care o să mai meargă încă multă vreme, da? Pentru că acum e clar că s-ar putea peste 50 de ani s-ar putea să nu mai prindă. Nu știu cât o să rămână ca valoare de istorie cinematografică în România. Da, dar ca și idee, deci e foarte, va fi foarte greu pentru cel născut astăzi să înțeleagă peste 25 de ani discuții. Filmul, ce apeu da, discuției. Da, da, da. Cum îmi spunea cineva că copilul a rămas stupefiat de bătaia care a luat-o Nica Petrei când a tăbălit hașișul, cânepa mătușii. Da.
cum așa să-l bată Tigersul. Și Naționala Protecția Copilului. Naționala Protecția Copilului și chestii astea. Deci da. Sunt lucruri care sunt corect. Din istorie, trebuie să le înțelegem în contextul timpului respectiv și așa mai departe. Respectăm actorii, hai să promovăm ce avem acum ca să nu trăim ancorați numai în trecut, corect. Că nu e bine. Dar ideea este că plecasem de la ideea cu taxa asta, de la povestea cu taxa, că ar trebui să susținem practic noi singuri industria cinematografică și că avem un minister care este totalitatea lui inutil de vreme ce noi plătim singuri. Bă, nu e inutil, că au găsit o soluție să ia bani. Da, au găsit o soluție să ia bani. După aia să vedem dacă banii vor... Aici e ideea. Deci, ai luat banul. Da. Da? Finanțăm. Un leu. Bun, mă, hai că mai muncesc încă 10 minute în plus pentru leul ăla. O oră în plus. O zi în plus. Da, dar ideea e că ai o taxă în plus. O taxă, pentru o taxă în plus. Bun, gata-i. Dar... Hai să vedem. Și totuși rumașcanii sunt extraordinari când e vorba de plătit taxe și... Mă, acum hai să... Local. Da. Lumea plătește taxele. Bun, trebuie să le plătim, da? Obligator, de taxe da. Și de moarte nu scapă nimeni. Nu ne plac, dar muzic, da. Trebuie. Deși pusese cineva o întrebare foarte bună. De vreme ce Dumnezeu, să zicem, ne-a lăsat pe pământul ăsta, ni l-a dat. De ce trebuie să plătesc ca să trăiesc pe el? Aici m-am născut, e al meu. Bun, dar... cu acești bani se fac anumite lucruri. Se nu întrebări aici sau se fac anumite lucruri? Bune sau rele? Nu multe sau suficiente? Câte se fac? Mă, că fonduri ar fi, dacă pui, uite, am zis, la un leu de fiecare persoană din România are și vreo 16 milioane lunar. Da, dar sunt foarte... se pierd. Eu asta vreau să văd, că se folosesc banii cu folos. Aie. Asta e ideea. Aici contribuie romașcanii la bugetul local în mod conștiincios. Da, 97-98% grad foarte de încasare. Foarte bine. Acum, cum să spun, dacă ar trebui să aruncăm o întrebare și la încă 10 primării de municipii de mărimea dacă romanului. Se la fel. Dacă se întâmplă la fel. Dacă se întâmplă la fel, înseamnă că e o chestie normală oamenii și corectă și oamenii își plătesc da. Impozitele și statul ar trebui să funcționeze corect. Și după aceea apare chestia cealaltă gravă. Mm. Dacă oamenii sunt conștiincioși și plătesc. Aici ajungem unde trebuie. De ce omul conștiincios care plătește trebuie să stea la o coadă imensă să-și facă cartea de identitate? Corect, una la mână. Deci, de ce trebuie să stea la permis, la pașaport, la coadă? Fine, că mai intră și un câte un besmetic nesimțit de politician în față. Deci, lucrurile aici trebuie să se vadă. Dom'le, ați plătit corect, uitați ce facem. Cineva îmi spunea, dom'le, s-a făcut festivalul pentru diaspora. Zic, n-a fost festival pentru diaspora, e un festival mai vechi, Târgu de Gustar. Zic, e ok. Costa de vorbă cu diaspora, nu știu cât a stat, cum a stat ca idee, dar persoana respectivă îmi spunea, domnule, să nu-și piardă concediu la coadă, la buletin, asta la pașaport, ideal, da. La permis, pentru nu că, la pentru că oamenii vin, da, pentru bere și mici ei o să dea banii. Dar, da? Dar acolo, hai, arată că îi respecti, arată că banii lor venit dar aici. Am înțeles că nu se stă la coadă nicăieri. Măi, eu am trecut la ora 7 dimineața. Și mie mi-au spus oameni din străinătate, bă, stau la coadă, nu... Deci, eu înțeles că este și o programare, dar, cum să spun, fă ceva, deblochează niște oameni, deblochează niște fonduri, să nu se mai întâmple... Și volumul este mare, de stranieri în momentul... Bă, dar, cum să spun, e un lucru care se repetă de 26 de ani. Corect, deci în momentul în care ai 80 de oameni față de 10 oameni, mai adu 8 oameni care să ia fiecare da, 10 oameni. Să fie perioadele de vârf. Când da. Lucram în comerț, era clar, de Paști și de Crăciun nu luai concediu. Dar întrebarea este eu nu încerc să iau apărarea celor de la evidența populației, că da. Dar nu, cum spun, eu nu e acuz pentru că până la bă, urmă... Bă, dar un singur calculator. Cum să spun? Ei au vina că nu sunt mai insistenți față de cei care gestionează banul, care le pot debloca fondurile. Da. Pentru că dacă banii ar ajunge la ei, acolo, aș spune, bă, ei sunt vinovați 100%. Corect. Dar nu ei. Deci sunt mai multe structuri și primăria, poate și Consiliul Județean sau Prefectura,
iarăși ține de treaba asta, deci ăștia trebuie să spună. Dar iarăși apare chestia aia de funcționar public, funcționarul public atâta face grevă, că e salariul mic. Da. Nu am auzit funcționarul public să facă o grevă că nu sunt toalete. A. Și lumea stă la coadă acolo sau ei stau într-o toaletă. Da, fiecare își vede interesul. Deci, nu au o viziune de ansamblu de ceea ce înseamnă locul de muncă și condițiile de lucru. Da? Dom'le, n-au cerut calculatoare. Deci când s-au dus calculatoare a fost o reticență mare de tot. Deci mai să se împuște, alții s-au dat demisia, au plecat, s-au pensionat. N-au mai stat să mai lucreze, că cum să pui la calculator, că hârtia e sfântă. E sfântă hârtia până la un anumit nivel. Hai să trecem la chestii care... Hai că avem alte subiecte, mai interesante. Alte subiecte, lasă-mă frate puțin, că stau și îmi vin idei. Eu când stau acasă, eu gândesc, da, și îmi vin idei. Citeam într-un articol de pe internet că nu știu ce primărie din țară își autogestionează deșeurile. Prin instituția primăriei. Da. Firmă, nu știu cum să-i spun, da? Deci n-au făcut o licitație din care să iasă câștigător o firmă privată care să gestioneze deșeurile. Și-au făcut firma lor. Și-au făcut firma lor și ca urmare se face economie vreo 15.000 de lei lunar, ceva de genul ăsta. O comună. O localitate. O localitate. Da. Bun. Nu. Mă refer, pentru că ai spus 15.000 de lei, dacă suma e aproape de... ceea ce chiar se întâmplă, 15.000 de lei nu pare mult. Nu pare mult. Dar dacă e o localitate mică... Corect. Pare mult. Pare puțin, dar e mult. Da, da. E, ce s-a întâmplat? Cum au făcut? I-au luat pe cei cu legea PASTE 16, care în loc să măture străzile, au fost angajați cu jumătate de normă în firma asta. Care face... Au creat locuri de muncă. Corect. Și atunci vine întrebarea. Nu s-ar putea face la Roman aceeași poveste? Avem o stație de sortare care stă nefolosită pentru că nu are cine să o administreze. În momentul acesta intră primăria pe ea și spune o preia primăria. Ea noastră. Și prin firmă, poate... municipal locat sau da, ceva. Da. Prin da. Și nu avem oameni. Avem oameni. Sunt ăștia care mă trăsesc. Aici e problema. Și punem la muncă, frate. Aici e problema. Că dacă cei care sunt la legea ajutorului social vor să semneze contractul individual de muncă sau nu. De ce să nu vrei? Au nevoie de un serviciu. E doar la bască. Mă, dar dai un loc de muncă. Omule, sunt firme în Roman care caută oameni. Cu anumite capacități. Bun. Să sortez gunoi, eu nu trebuie să fii profesor universitar. Nu, dar deci caută să angajeze firme din Roman și condiția minimă 8 clase. Da. Deci, și oamenii nu se duc la muncă. Preferă să stea pe stradă cu mătruiul. Am avut o chestie undeva. Deci a venit în prima zi, au venit la muncă și prima zi și a doua zi e dedicată instruirii. Ca să știi unde ai intrat, ce ai de făcut, ce reguli trebuie să respecti din punct de vedere a securității, sănătății în muncă, din punct de vedere a situațiilor de urgență, din punct de vedere a utilizării echipamentului de muncă. Da, tu n-ai mai lucrat sau chiar dacă ai lucrat, hai să vezi cum lucrează mașina asta, n-ai mai lucrat de o lună sau ai venit din firma aia, hai să vedem, e aceeași mașină pe care ai lucrat și asta. Deci, primele două zile, omul nu-i pus la ham, la jur. Da. Și te trezești că după prima zi sau după a doua zi, oamenii își pun palma în fund și pleacă. Deci s-au creat niște resurse. Adică, cum să spun, li s-a vorbit, știau despre ce este vorba în general, da? Firma a luat și a plătit pentru ei controlul medical periodic, pentru că controlul medical la angajare, da? Cum fi costând 30 de lei, 50 de lei, 60 de lei de om, nu are nicio importanță, să zicem, în contextul ăsta. Și deci, s-au creat condițiile ca tu să vii la lucru. Da? Și ai să câștigi mult puțin după pregătire, după munca care o prestezi, s-ar putea să câștigi mai mult așa și te trezești că pleacă. Deci pleacă după primele două zile, nu că ar avea o altă ofertă. Da. Pentru că poți să fie situația asta. Mă duc, băi, hai neamțu că mâine vin să lucrez la tine. Și poi mâine spun, mă plătește cineva mai bine și asta. Dacă așa, cum să spun, am o justificare ok. Da, domnule, mă duc în altă parte unde mi-e mai bine. Și nu o să-ți priască, dar o să înțelegi, băi, asta e, n-am cum să-l plătesc mai corect. Mult. Nu o să-l țin pe un sărac.
da, n-am cum să-l plătesc mai mult și asta e treaba. Deci e o problemă și cu cei de la ajutor social. Trecem la următorul subiect pe care o să vă rog să-l și urmărim împreună. Președintele Arsene ne adresează un fel de na-na-na, iată pum, nu? Un fel de Putin local, dacă e, deși cumva ar avea dreptate, dar modul în care pune problema e foarte ciudată. Hai să vedem știrea cum ne face nouă președintele Consiliului Județean Ionel Arsene, quasi necunoscut pentru românii care sunt plecați din județ. Da? Chiar mă întrebase cineva ieri pe Facebook. Cine dracu e frate omul ăsta? E președintele Consiliului Județean. De la PSD. Ok. De la PSD. Hai să vedem știrea și să ne întoarcem sus și comentăm. Conferința de presă care a urmat ședinței ordinare a Consiliului Județean din 24 august a rezervat jurnaliștilor prezenți ceea ce s-ar putea numi o lecție despre modul în care acesta apreciază că se face presă în județul Neamț de către o parte dintre publicații. Președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a spus cu subiect și predicat că în județ ar exista jurnaliști care ar șantaja oamenii politici pentru că nu oferă presei comenzi de publicitate. Mă simt responsabil să fac asta ca și președinte de partid, ca și președinte al Consiliului Județean. Și trag un semnal de la alarmă și vreau să rog colegii dumneavoastră din presă de Neamț să înceteze cu formele de șantaj la adresa oamenilor politici. Dacă nu faci contract cu mine, dacă nu îmi dai, scriu că ai datorii la stat, că te prim cu nu știu cine. Domnilor, nu suntem singuri pe pământ. Și mai sunt niște oameni care au început să pună întrebări. Eu vă dau un sfat prietenesc, dar toți din presa din județul Neamț. Încercați să faceți o presă corectă. N-aș vrea să văd că sunt colegi de-ai dumneavoastră și colegi de-ai noștri participanți la ceea ce se întâmplă în mediul politic din județul Neamț, pentru că suntem împreună și oamenii politici și presa, că la un moment dat pot să aibă niște probleme din punctul ăsta de vedere. Președintele Ionel Arsene a ținut să le atragă atenția că declarația sa constituie, pentru început, doar un avertisment binevoitor, dar că nu va ezita să acționeze așa cum va crede de cuvință atunci când va considera că oamenii politici, indiferent de formațiunea politică din care fac parte, sunt șantajați de jurnaliști cu atacuri la viața lor personală. Haideți să ardem așa cum îi place unui coleg de-al dumneavoastră să spună, oamenii politici atunci când greșesc pe ceea ce fac din punct de vedere politic, lăsați-le familiile în pace și problemele personale în pace, care țin de familia lor și de problema lor personală. Nu cred că asta e treaba presei din județul Neamț. Luați și neverificați și uitați-vă ce facem ca oameni politici, ce facem în funcțiile pe care le ocupăm aici. Pentru că personal o să am grijă în perioada următoare ca orice coleg de-al meu, indiferent că din la putere sau din opoziție, va fi șantajat de cineva pe orice subiect, să nu lăsăm lucrurile așa. A fost mai mult o declarație din partea mea binevoitoare pentru dumneavoastră cei din presă, pe care, pe mare majoritate vă respect, am avut o relație atât cât s-a putut cordială sau nu. Sigur, unii m-au înjurat, alții m-au apreciat atunci când a fost cazul, alții m-au înjurat și când a fost cazul, dar mi-am asumat și asta, ca un politic. Însă când se depășește linia și se ajunge la șantaj, vă promit că nu o să stau cu mine. Rugat să fie mai explicit, președintele Consiliului Județean Ionel Arsene a solicitat presei să fie ea însăși mai atentă la ceea ce se întâmplă în mediul jurnalistic. Rămâne de notorietate faptul că Ionel Arsene a inițiat și câștigat o serie de procese cu jurnaliști acționați în judecată pentru calomnie. Da, ați văzut informația, știrea cu președintele Consiliului Județean care, nu știu exact cum să interpretez mesajul lui, unii au zis că, băi, are dreptate omul să spună, nu mai umblați cu șantajul.
că există și genul ăla de jurnalist. Adică oamenii politici oricum sunt șantajabili. Deci, asta nu știu, dacă n-ar exista un motiv, exact. Șantajul nu este normal, deci, nu este legal. Din păcate, există jurnaliști și au făcut bani frumoși și trăiesc bine, mersi, și chiar pozează în oameni integri și asta, au făcut bani șantajându-i pe nesimțiții de politicieni. Eu n-am în loc să, ca bun cetățean, eu trebuie să mă duc să fac plângerea către parchet, către poliție. Când am sesizat ceva, nu că nene, stai așa o clipă, eu te iau și te întreb, dar în momentul ăla apare când mă duc și să pun întrebarea, domnul senator, domnul consilier local, județean, aș vrea să formulați câteva răspunsuri la întrebările acestea legate de contractul cu tare și declarațiile cu tare și cu tare. Bun, dar... Și în momentul ăla, consilierul, senatorul și asta, vine ori, bă, cine ești? Eu am pățit-o pe propria mea piele în momentul în care am vorbit despre niște lucruri reale, zic eu, de vreme ce n-am fost dat în judecată, înseamnă că lucrurile erau reale, că omul politic a luat și a sunat la firmă și din momentul ăla a spus, bă, nu mai apare nimic de ce scrii tu despre ăla. Da. Ceea ce mi se pare o nesimțire crasă și din partea administratorului, pe care l-am înțeles că el trăiește și din banii publici, având firma lui contracte cu instituțiile statului. Și da, stai puțin, eu vreau să fac o analiză pe text. Tu, din nefericire, n-ai apucat probabil să vezi știrea completă cu toată declarația. La un moment dat este o întoarcere cumva a declarației, pentru că Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean, a plecat de la ideea că viața personală a politicienilor este una și viața publică, cea de politician, este alta. Lasă-mă puțin ca să vezi unde ajung. Da. Omul a spus, dacă e să mă criticați, să ne criticați pe noi ca politicieni, oameni politici, criticați-ne pentru realizările sau nerealizările pe plan politic. N-are rost să mergeți cu șantaj, ceva de genul, bă, dacă nu-mi dai bani, o să scriu că ai datorii la stat, dar spune omul, sau că te-ai plimbat cu nu știu cine. Pe urmă vine întoarcerea de declarație. Întoarcerea cuvintelor în care spune lăsați-ne viața privată în pace, pentru că idiot, dacă eu sunt om politic, criticați-mă, înjurați-mă ca om politic. Nu, vorbim de președintele Consiliului Județean Ionel Arsene, care tocmai a ieșit dintr-un scandal cumva în urmă cu vreun an, doi. Șoțețele. Da, n-am să mai aduc în discuție scandalul ăla, pentru că am înțeles mai toți care au vorbit despre chestia asta, au fost dați în judecată și au pierdut. În schimb, ce e foarte interesant este, dacă domnul Ionel Arsene, și e un scenariu, da, ar avea 87 de amande și eu ca jurnalist l-aș vedea și l-aș fotografia, el îmi spune în mod expres în știrea asta să fiu atent. Deci, ce nu înțelege aici, Boier Arsene, ce nu înțelege el? Ce nu înțelege el? Că el trebuie să fie un exemplu pentru comunitate, pentru cei care l-au votat. El trebuie să fie un reper moral. Da. Deci omul politic trebuie să fie un reper moral. Nu niște jeguri cum sunt ei politicienii de la noi. Deci ei asta consideră. Băi, fac ce vreau. Da. Da, și tu nu ai da, să zici nimic. Mă duc la biserică, link toate icoanele și toate crucele și pup toți popii. Da. Și după aia, dacă tu te legi de mine că am furat, că am băgat mâna la buzunar, că am mâncat la nu știu care restaurant, Moca, da? Pentru că după aia restaurantul ăla a câștigat o licitație de livrare de mâncare la o școală sau nu știu ce și, în fine, mai apar și probleme pe acolo, sau că ai amantă sau nu știu ce. Nu, trebuie să fii un reper moral. Cum să spun, mă enervează faptul că, cum să spun, acum nici nu văd foarte clar care au fost procesele câștigate de Arsene. Ori jurnaliștii ăia n-au știut să facă exact documentarea materialelor respective. Deci să fie clar, de explicat și judecătorului. Nu poate să vină orice nei ca nimeni, orice bețivan coclit, orice curvar ordinar, să fie în fruntea noastră și să bată cu pumnul în masă, să-și arate șosețelele și nu știu ce, și să vină să ne dea nouă lecții. Nene, ești acolo pentru a fi un reper pentru toată lumea, pentru a conduce, da?
Deci fără de păcat. Deși ești la om, bază, ai greșit. Deși la du-te. Bază declarația omului are substanță. Nu șantajați politicienii, adică dacă l-ai văzut pe Bixulescu că face sex cu o minoră în Buda unui liceu și l-ai înregistrat și ai documentarea necesară. Ești complice dacă nu dai la poliție. Nu poți să mergi la el să spui, știți, v-am în imaginile astea compromițătoare, eu zic să ne dați publicitate pentru tot restul anului. Ăsta da se numește șantaj. Da, și eu da. Personal nu sunt de acord cu așa ceva. Deși ar trebui să o fac pentru că din asta trăim, din publicitate, și publicitatea vine atât de puțin și se dă pe criterii, publicitatea pe presa nemțeană cel puțin se dă pe niște criterii, pe niște criterii absolut prietenești. Știu. Deci da? E o chestie... Încât sunt nevoit să-l șantajez pe om ca să supraviețuiesc. Nu. Îl dau afară. Dispar. Că în momentul în care vor veni oameni verticali, morali, drepți, corecți, cu scopul precis, deci idealist, Oleacă, dar care merg pentru interesul comunității, deci în momentul ăla am oarecum siguranța că voi fi într-o competiție cu de pe aceeași poziție cu toți ceilalți de din presă, da? Vorbim strict despre presă. Da? Pentru că acum, dacă știu că colegii de la o altă post, altă entitate media, în fine, da. Așa, sunt cu buzele lipite pe asta și wow. Deci, oameni buni, sunt în presă încă oameni care nu au ce căuta în presă. Sunt oameni care poate, dacă ar fi fost regimul comunist, nici la gazeta de perete n-ar fi fost să scrie. Să scrie, da. Da. Deci, gen noi, da. Că nu este un jurnalist, eu cel puțin, eu. Eu nu sunt jurnalist. Eu deci, părerea. Să fie clar, eu am spus clar. Faptul că a apărut sub semnătura mea un articol în ziar nu înseamnă că sunt jurnalist. Faptul nici că am vorbit, că am fost la o televiziune, nu înseamnă că sunt jurnalist. Eu, pur și simplu, deci pentru jurnalist deja înseamnă mult mai mult, ar semna să, mult mai mult din partea mea să fac eu mai multe lucruri. Eu sunt doar un observator care văd și expun ceea. Deci eu nici nu sunt imparțial. Deci clar, eu nu sunt imparțial. Asta da. Pe ceea ce înseamnă oameni politici, acum încerc să fac o triere pe ceea ce înseamnă clar fiecare individ în parte. Deci nu mai am doctrine, pentru că nu există doctrine. Cum să spun? E clar, PNL-ul a fost cu comuniști securiști. Deci de la Amadeu Lăzărescu, de la Chintus, care și el a fost dovedit că a fost lipit de securitate, cu voie, fără voie, forțat, neforțat, a fost acolo. Călim Popescu-Tăriceanu, care până la urmă se dovedește clar prin toate acțiunile făcute de el, că el a fost tot un produs al sistemului vechi, infiltrat în PNL, și a fost doar un om de afaceri pentru buzunarul lui, fără a avea o viziune pe ceea ce înseamnă de a întoarce pentru comunitate o parte din câștig și așa mai departe. Trebuie să înțeleagă Arsene chestia asta, trebuie să înțeleagă colegii jurnaliști că treburile sunt în felul următor. Corect? Când ești corect și îți faci treaba, nu are nimeni cum să te șantajeze. Exact. Asta am spus încă de ieri pe Facebook. În momentul în care nu există motivația unui potențial șantaj, poți să stai liniștit. Exact. Da? Că a fost șantajul și etajul în perioada interbelică. Hai să învățăm din greșelile astea și să nu mai alegem... Mi-a plăcut chestia că la viață să nu mai atenteze la informații legate de viața personală. Ce faci, domnule? Căutam o altă știre pe care nu o găsesc aici. Zim, pe care nu mă cauți? Posibilă candidatură al lui... Leoreanu la parlamentare. Da. Păi uite acum căutăm. Dacă știi despre ce e vorba, bagă tu două, trei sugestii. A apărut în presă, uite, vezi, n-am fost la conferința de presă, uite, în care primarul nu a negat că ar putea să candideze la funcția de... Dar e bine, e rău pentru noi?
Din PNL se spune că e chiar recomandat. Uite, aici pe o chestie de corectitudine și de interes pentru cetățean. Deci primarul a făcut niște treburi în oraș care nu le-a făcut niciun primar în 50 de ani. Fără discuții, clar. Deci în 50 de ani, nu spun de 25 de ani. Așa. Putea să facă mai mult? Putea să... Posibil. Mai puțin, sigur putea să facă. S-ar fi putut deci, mai puțin, s-ar fi putut mai mult. S-ar fi putut mai mult, dar întrebarea este ce mai mult? Pentru că eu cred în continuare că în aparatul și acum o să-mi sară iarăși oamenii în cap și băi, dar nu mai vorbi de astea. Sunt oameni care sunt degeaba acolo. Da. Sunt convins că sunt oameni care trebuie să fie acolo, că e în organigram sau cum se cheamă. Da, trebuie să fie niște posturi ocupate acolo. Sunt oameni care nu au nicio treabă pentru că altfel i-ar da edilului șef o gârlă de idei. Ar trebui pe biroul primarului să fie, uite, așa, teancuri de sugestii. Da, chestia care, deci sunt foarte mulți și în firme private și funcționari publici. În firme private poate se mai întâmplă că în momentul în care te duci să dai o idee, de fapt e dat șefului idei ca să te pună la muncă. Da, corect. Dar nu credeți că putea să facă mai mult? Da, putea să facă mai mult. Cum? Aducându-i se idei, pentru că el nu este a toate știutor, nu-i exact, Dumnezeu, exact. E doar primar. Bun, dar aici uite, o chestie că candidatura lui pentru un post la alegerile parlamentare, deci bănuiesc că spre Senat se duce. Nu. Că el e un tip care... Se poate, chiar, care știe... Posibil chiar pe locul 1 de pe lista la Senat. Ambițios. Ei, aici ar fi o chestie dacă ești într-adevăr cu sânge în instalație. Da. Să iei în calcul un anumit aspect. El a spus că ăsta e ultimul mandat de primar, că nu mai candidează. Da, a spus, dar nici nu mai poate. Ce s-ar fi întâmplat? Nu știu dacă este legea în vigoare. Da, dacă este legea în vigoare, oricum el a spus că e ultimul, deci după asta se încheie. Da. Sincer, deci, eu părere de rău. L-aș ține, mă, dacă omul merge în felul ăsta în continuare, l-aș ține pe viață. Nu că aș ține. Știu că o să-mi sară pe viață. Nu că l-aș ține pe viață. Da, mă, lasă-mă, că omul spui ce omul pe ăștia, dar nu este niciun contracandidat. Deci, deocamdată, eu n-am văzut nici la liberal, nici la PSD. Și de aceea zic, până apare o altă persoană care să mă convingă că ar putea face... Ok, hai să nu ridicăm în slăvi pe primarul Laureanu. Păi de asta nu ridic eu în slăvi, slavă ție, Doamne. De asta suntem aici. Cum spun, am spus că eu nu sunt imparțial. Încerc să fiu corect. Încerc să fiu corect din ce mă duce capul, ceea ce știu eu să fac, cât mă descurc. Deci s-ar putea să greșesc, din cauza lipsei unor informații, din cauza unei educații greșite, știu eu, sau canalizată într-o anumită direcție, da. Să nu văd în partea cealaltă. Nu am așa. Bun, dar... E chestia în felul următor. E benefic pentru noi sau nu? Nu mai puțin, ca să ajungi până la întrebarea aia. E chestia asta. Dacă ai sânge în instalații, cum se spune în cartier, frumos era să termin mandatul de primar. Adevărat. În iunie. Și până să în toamnă să vezi cum... Dar așa cum să spun, când tu ești bine mersi, da, candidezi mult mai lejer. S-ar putea să fie și bănuiala că poți să tragi sforile altfel. Cum înțelegi? Poți să le tragi altfel? Deci ca primar mai un târg așa, mai ajutorarea nevoiașilor, înțelegi? Le face cine? Primăria. Eu care l-a făcut oricum în două mandate. Că doar l-a inventat târgul de gustar acum sau zilele românului. Nu. Mai vii cu altceva în plus pentru campania electorală. Înțelegi? Ai niște alte pârghii. Una este, eu nu sunt. Ce se întâmplă în momentul în care el pleacă spre Senat? El are pregătit un om bun. Păi, dar ce, poate da moștenire primăria? Nu. Dar cum să spun, poate cuvântul lui va conta în alegerea noului primar. Da, dar va fi un vot. Nu, va conta. Deci cei care au crezut în el, da, care cred în el, da, vor spune, ce faci, măria ta? Cui ne lași? Okay. Și el va spune, el e urmașul meu.
pe care niște oameni trebuie să-l aleagă. Și oamenii vor spune, bă, dacă el, care a dovedit că poate și asta, zice că acel om poate, îl girează cumva. Îl girează, exact. Da? Deci, și el e un om ambițios, deci eu sunt sigur că el se vede și, cum să spun, are aturi în acest sens, chiar să-și poată îndeplini visul de a deveni un ministru al învățământului sau ambasador. Da? În momentul ăsta, cred că i-ar conveni mai mult ambasador, pentru că la cum se schimbă miniștrii... Nu, depinde de ceea ce se întâmplă la toamnă, știi? Aici, că dacă va fi cu o majoritate, va putea să fie un mandat întreg ministrul învățământului. Cum să spun? N-am avut... Romanul n-a dat niciun ministru. Ministru plin. Da, au fost doi frații, nu știu cum... Nu, dar ei au fost la fondul proprietatea, Dimitriu. Deci la fondul proprietatea, la privatizare. Ok. Poate a fost, a fost și ministru, să fi avut rang de ministru? Eu așa știu, în fine, nu da, vreau da, să da, dar cum să spun, eu așa știu pe privatizare, nu a fost... Pentru fost partid, ci că ar fi bine să ajungă în... Îți dai seama că urcă și partidul. Nici nu știu ce să zic. Pentru mine chestia asta, uite, vezi... Eu aș fi vrut ca și corectitudine, ca și... Să încheie acum în iunie. Încheia în iunie și spunea, domnule, eu nu mai candidez pentru că... Da, nu-și mai consolida. Aici intervine politica, nu-și mai consolida poziția pe primărie. Că dacă în iunie nu mai candida, ar fi venit altcineva pe care oamenii probabil nu l-ar fi simpatizat la fel de mult și era posibil să piardă primăria Roman. Cu totul. Ei s-au temut că pierd primăria, că nu, că omul care l-ar fi recomandat. Pentru că există posibilitatea să fi pierdut primăria. Am văzut schimbări majore de primării, de culoare politică în primăriile din zonă. Ar fi fost ciudat, nu? Să intre, a intrat Rifeștiu pe PNL, a intrat Cordunul în PNL, a intrat, nu știu, Zim, Tămășeni sau ce naiba, și pe Roman PSD-ul. Ar fi fost dubios. Tare. Da, ar fi fost... Da, unii sunt mulțumiți de ideea asta. Omul nu știu dacă a infirmat, a confirmat că urmează să... Nu, e chestia că, din ce am înțeles eu din știrile care le-am urmărit, bucățele de știrile care le-am urmărit, deci nu a infirmat... Da, nici posibilitatea. Nu știu să fi confirmat. Da, deci nu a confirmat, dar nici nu a infirmat. Dar ideea a spus că atunci nu voi lăsa Română pe mâinile unor incompetenți. Acum, pe cine știm noi competent sau incompetent? Ce senatori și deputați avem? Ce au făcut în ultimii 4 ani? Avem un senator Țapu? Da, care nu e încântat de ideea că primarul urmează să plece încolo. Păi îți dai seama că va fi peste el. Așa ar fi logic, nu? Hai să văd aici. Dar chestia asta, ce a făcut senatorul Țapu pentru comunitatea locală? Da, nu știu, l-am văzut anul ăsta, acum, în ultimii 10 deci, ani. Deci, are o firmă, da? Care a cedat o familie. Dar, în afară de faptul că firma are contracte, merge bine, e ok, e o firmă care are ceva vechime... Nu, uite, nu pot să mă... Nu pot să spun mare lucru legat de... Dacă aș fi mers la conferința de presă, aș fi spus, domnule, a tăcut, a spus da, a spus nu, a spus da, să... Eu aștept să văd ce se întâmplă dacă ajunge, dacă e să meargă încolo și să ne meargă nouă mai bine, că interesul meu ăsta este. Interesul este să meargă comunitatea mai bine. Este că cei din primărie se vor trezi cu zgarda mai largă. Adică eu personal sunt adeptul unei conduceri așa, mai drastice. Mai de ce? Pentru că suntem români, frate. Noi suntem români și dacă nu avem o bâtă pe spinare, nu ne facem trebuie treaba. Trebuie niște reguli clare, regulament intern clar, fișa postului clară. Și trebuie să stai cu biciu pe om. Nu trebuie să stai cu biciu pe om. Trebuie să urmărești să fii constant în aprecia activitatea respectivă. Deci evaluarea fiecărui angajat să se facă cu unități de măsură egale, într-un cadru legal, da? Da. Nu... când te-ai angajat, da. Da, da. Au venit și au vorbit, da. Bun, băia bun.
șeful, dar freacă menta, șeful, bă, băi, taci da, din gură, lasă, băiat bun. E băiat bun, a făcut, e de-al nostru, e de-al nostru. E de-al nostru. Deci toți pensionarii de pe scara blocului au votat cu noi acolo, știi cât am avut în, pe l-am pus. Da. Cineva îmi spunea, am mai povestit de chestia asta, domnule, dacă tu candidezi la primărie și eu vin și sunt echipa ta și te ajut și tu ajungi primar, nu e așa că îmi dai un post? Corect, trebuie să adică îmi facilitezi intrarea pe un post, nu știu ce? Zic, dacă ești bun, da, dar dacă nu ești bun, ce am făcut? Eu spun că nu vreau să angajez oamenii ăștia. Deci n-ar trebui să am în echipă oameni de ăștia. Da, dar nu poți ajunge să ai o echipă dacă omul respectiv nu îi aduce pe oamenii lui să te voteze. Da, dar eu zic, hai să căutăm o echipă care să lucreze ca trupa de teatru, benevol pentru... Că s-a inventat. Deci aici e treaba. S-a hai să caut, cum să spun, mai că aș încerca un experiment... propriu să candidez pentru o funcție la parlamentare. Deci să-mi fac o echipă și să merg pe anumite chestii. Dar pentru că susțin o idee pe ceea ce înseamnă portretul candidatului ideal, nu mă încadrez. Nu, dar ai putea să-l susții pe Remus Cernea. Că el se încadrează în portretul tău. Nu știu, câți ani are Remus Cernea? Suntem de o vârstă. Că eu am spus o chestie care s-ar putea să sune nelegal, neconstituțional. Și ca anume că ăia care au peste 60 de ani să peste 41 de ani să nu fie aleși. Nu poți să ai, mă, un parlament din copii. Dar nu-i de copii. Deci un parlament care să aibă entuziasm. Entuziasmul nu e totul. Care să nu fie legați de... de cei bătrâni și să joace marionetă. Cei care sunt tineri sunt conduși din spate de cei bătrâni. Știi că la ceea ce pentru spunea... Pentru că ei nu pot ajunge pe listele fără o susținere politică și în partide sunt numai moșorogi. Uite-le Ion Iliescu. Da, Ion Iliescu mai are un cuvânt de spus, dar și ceilalți șalăi de acolo... au ceva de spus. Dar eu asta vreau să spun, că sunt mai multe repere pe ceea ce înseamnă portretul candidatului ideal. Da? Am spus vârsta, am spus stai așa, dacă e tânăr, vezi, să nu fi fost până ieri cu buzele lipite de bucile mentorului său politic. Mie mi se pare că vezi deja piramidei cumva și nu vezi toată masa care se pune în mișcare ca ăla să fie în vârful piramidei. Ca să ajungi acolo în vârful piramidei trebuie să pupi o mulțime de funduri bătrâne zbârcite de proletari vechi, de politicieni noi, de stil vechi, de politicieni noi, de stil nou și abia atunci vei ajunge în vârful piramidei, dar ca să ajungi acolo trebuie să te susțină toți ăștia. Deci practic tu vei fi suma eșecurilor celor de sub tine. Unde n-au ajuns ei, va fi politicianul statul ideal, care va fi, de fapt, legat cu sforicele de nenorociții de jos. Din spate, nu de jos. Putem să găsim... Da, putem să găsim pe toți. Să găsim 300 de oameni în România. Să nu fie susținuți politic de un partid. Care să nu fie susținuți da, politic se poate. De un partid. Am și propus să facem un divan ad hoc. Nu, și să mergem pe sfatul indienilor, dracu, cum se făcea deci, din care fiecare să categorie socială pentru o persoană. Nu din fiecare categorie socială. Atunci n-ai tu de unde să știi. Tu, ca ministru al sănătății, n-ai de unde să știi ce probleme și ce necesități au femeile însărcinate. De ce? Pentru că nu ești femeie însărcinată. Ai nevoie de o femeie însărcinată reprezentant în Parlament. Nu. Ca idee, ca să știe că aia are nevoie de alocație pentru copii. A fost. Ai nevoie de un bătrân pe străzi, ai nevoie de un bătrân, ai nevoie de un tânăr care nu are studii, ai nevoie de fiecare categorie. S-a inventat scrisul deja, știm ce face un măturător care e fișa postului unui măturător și da, mă, și putem... măturător, n-ai de unde să știi că ăla e în pericol să fie călcat de mașini la fiecare minut. Există o instruire, există toate treburile astea, sunt deja conștientizate, sunt evaluate, sunt prezentate, sunt analizate. Deci ceea ce spui tu ca riscul pe meserii. Dăm voie. Deci există treaba asta. Nu putem să știm toți. Să știm tot. Clar, da? Exact. Ei,
Și pentru asta există surse de informație. În momentul în care se întâmplă ceva, să mai putem să documentăm. Mai mor oamenii pe stradă în România, în același loc, de ani de zile, și aia la București habar n-au. De ce? Pentru că nu le spune nimeni. Deci sursa ta de informare este egală cu zero. Deci eu ce trebuie să fac? Eu nu știu nimic ce se întâmplă. Politicienii care merg numai în mașină cu șofer... Eu am o statistică. Deci am acces la niște informații, la niște statistici. În momentul în care sunt prezentate acele statistici, deci acel om politic trebuie să aibă viziunea. Și omul politic nu neapărat trebuie să aibă și o viziune mai amplă, de ansamblu, dar au cabinetele parlamentare în teritoriu unde primesc informații. Corect, da, primesc. Deci ei trebuie să fie acolo, să le primească, să le analizeze, să le prezinte mai departe și să se implice în luarea măsurilor. Da. Deci dacă el trece cu mașina și nu este afectat de coloana formată la un accident în care au murit 3, 4, 5 oameni sau un om, nu înseamnă că... Deci el trebuie să, imediat să... Băi, ce s-a întâmplat? Eu mă gândesc la totul altceva aici și ne apropiem de final, din păcate. Da. Mă gândesc la totul altceva. Politicienii care merg în coloane oficiale numai în mașină cu șofer nu au de unde să știe, de exemplu, ce înseamnă să stai la metrou înghesuit, uite așa, pentru că nu sunt destule garnituri. Sau ce înseamnă să dai 400 de lei și să mergi 18 ore cu trenul dintr-un capăt în altul al țării. Sau n-au idee ce înseamnă să ai 1000 de lei și să trăiești cu 1000 de lei să supraviețuiești o lună întreagă într-o familie cu 2 copii. De ce? Pentru că au rupt legătura cu realitatea. Ei merg în mașinile lor luxoase, cu aer condiționat, nu merg cu metrou, nu au 1000 de lei pe lună, da, și nu cunosc nevoile populației. De ce? Pentru că șmecherașii din spate care i-au pus în capul listei de partid nu i-au izolat. Astea. Da, i-au izolat ca să... Cum s-a întâmplat și cu Ceaușescu. Da. În capul lui, informațiile care ajungeau la el spuneau că totul este perfect. Că da, scoatem 40 de milioane de tone de grâu la hectar. Da? Te izolează informatic. Deci tu nu ai de unde să știi. Noi trebuie să căutăm 300 de oameni care să nu permite să fie... Exact. Așa. Oameni care să aibă o pregătire, care să aibă o cultură, da? Deci să nu poată fi, să nu fie limitați, știu, de o lipsă de cultură, de o lipsă, corect, de educație, da? Să poată să aibă capacitatea de analiză, de a sintetiza informațiile, de a căuta pe Sfântul Internet atunci când echipa sa dă un semn, da, okay, de rateu. Deci avem surse de informații, sunt mai multe. Iar cetățenii, în momentul în care vor vota pe cei 300 de oameni de genul acesta, cetățenii trebuie să știe, noi trebuie să știm că avem niște obligații de a semnala o groapă în asfalt, de a semnala când un copil este la cerșit în oraș, pe stradă, la intersecții, oriunde. Da, și să ne, da, implicăm și noi și ca oameni. Și să ne implicăm. Și în momentul ăla, cum să spun, în momentul în care sesizezi o groapă, ai pus un funcționar public la treabă care frecamenta, și pentru că există... în continuare, cu doar în cur de... În momentul în care ai sesizat că este o groapă și, Doamne ferește, s-a întâmplat un accident, pe baza acelei sesizări la care nu s-a luat nicio măsură, cel care a luat la cunoștință de sesizare aia trebuie să plătească. Mm-hmm. Și firma de asigurări durează. E un proces de durată. Nu o să se întâmple. Iar faptul că sesizezi la 112 prezența unor copii care cerșesc, va pune la treabă poliția pentru treaba asta și o să spună, dar noi avem alte treburi mai importante. Zic, serios? Poliția așa tot timpul, tot în cazul celor 4 câini lipiți cu smoală de asfalt. Da, este poliția animală. Deci ei trebuiau să intervină. Ofițerul și să ducă mai departe. Serviciu a spus că, dar cine nu să-mi pierd timpul cu prostii de astea? Bun, înregistrat, el trebuie sancționat. Deci, în presă. Bun, trebuie sancționat cu conform regulamentului intern, cu 10-15% din salariu, degradare, știu eu, scoate de pe funcție. Ar fi o idee bună. Nu. În picior, măcar. Ceva. Da. Haide că ne vedem săptămâna viitoare. Doamnelor și domnilor, da, ne vedem săptămâna viitoare. În septembrie, deci în toamnă ne vedem. În septembrie, pe 3 septembrie începe stagiunea teatrală.
Deci o să ne vedem și acolo. Să fac angajări. De cine are talent? Nu să fac angajări, să fac recrutări. Recrutări? Am pus și pentru colaborare, da. Cine vrea să colaboreze cu trupa de teatru Dan Alexandrescu este mai mult decât binevenit și nu neapărat poate aveți trac, nu vă e târșă să urcați pe scenă, să dați replici. Suntem o echipă foarte retreabă, ne înțelegem de minune. Și dacă vă e frică să ieșiți pe scenă, țineți minte trei cuvinte: luminiști, mașiniști, oameni de fundal. Aveți nevoie de o echipă întreagă. Ne trebuie. Vrem să facem o echipă anul ăsta, stagiunea asta, o echipă sănătoasă, cu măcar doi oameni la lumini, cu măcar doi oameni la sunet, cu măcar niște oameni care să miște decorurile, pentru că urmează să punem în scenă mai multe piese, mai complexe și, bineînțeles, oameni care efectiv să iasă pe scenă, oameni care să dea replici. Ăștia ne trebuie în mod special, că ai 12 sau 120 de ani, mie mi-e foarte indiferent. Aș veni. Bă, aș veni, da. Vino, domnule, ce ai de pierdut? Treci pe acolo. Da, da. Da? Okay. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție, dragilor și dragilor. Weekend plăcut. Mulțumesc și ție, weekend minunat. Și eu îți mulțumesc. Ne vedem data viitoare cu politicieni morali. Vedem. Toate bune. Pa, pa.